Sfinții preoți mărturisitori, Ioan din Gale și Moise Măcinii din Sibiel. Pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, din rândul preoților și al credincioșilor ortodoxi și români în Transilvania, s-au ridicat numeroși apărători ai dreptei credințe în fața încercărilor autorităților habsburgice de a înstrăina de legea strămoșească. Între ei s-au numărat și preoții Moise Măcinii din Sibiel și Ioan din Galeș, sate care țineau pe atunci de scaunul Săliște. Primul dintre ei a fost sirotonit la București, mitropolitul neofit al țării românești, prin anul 1746. Ridicându-se împotriva uniației, a fost prins și întemnițat la Sibiu, unde a pătimit timp de 17 luni. Au fost eliberat din închisoare cu condiția de a nu mai săvârși cele ale preoției și a trăi și a munci ca un simplu țăran. În 1752 a fost delegat de alături de credinciosul Opra Nicolae din Săliște să plece la Viena pentru a prezenta împărătesei Maria Teresa plângerea credincioșilor din părțile de sud ale Transilvaniei, Făgăraș, Sibiu, Sebești și Orăștie, prin care cereau drepturi pe seama bisericii ortodoxe. Au fost primiți de împărăteasă, dar în loc să li se dea un răspuns la plângerile lor, au fost aruncați în fioroasa închisoare Kufstein, din munții Tirolului. În anii care au urmat, reprezentanții clerului și al credincioșilor din Transilvania au cerut în mai multe rânduri autorităților habsburgice să libereze pe cei doi captivi. La 24 iulie 1784, Stana, soția lui Oprea, ruga pe împăratul Iosif al II-lea să le libereze după o robie de 32 de ani. Conducerea închisorii raporta că nu se mai știe nimic despre el. Înseamnă că amândoi și-au sfârșit zilele în temnița de la Kufstein, jertfiindu-și viața pentru o credință ortodoxă, câștigând însă culunile muciniciei. Preotul Ioan din Galeș a fost hirotonit la București sau la Râmnic în lipsa unui episcop ortodox în Transilvania. S-a numărat printre cei mai îndrăsneți apărători ai dreptei credințe. În fața oricăror încercări ale autorităților habsburgice de a impune o altă credință. În anul 1756 a fost arestat și dus în lanțul de la Sibiu. Împărăteasa Maria Teresa a dat ordin să fie dus în închisoarea cetății Deva, urmând să fie reținut acolo până la moarte. Dar spre sfârșitul anului următor a fost dus sub pază aspră militară la închisoarea de la Graz, în Austria. Un cronicar brașovian, Radu Duma, scria că în anul 1776 câțiva negustori din Brașov l-au cercetat în închisoare, mărturisindu-le că mai bine va muri acolo decât să-și lase credința strămoșească. Mai târziu a fost mutat în închisoare de la Kufstein, unde își sfârșiseră viața și alți mărturisitori și mucenici ai ortodoxiei transilvane. În anul 1780, un alt întemnițat de aici, sârbul Ghenadie Vasici, a reușit să trimită o scrisoare țarinei Ecaterina a II-a și sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, prin care ruga să se intervină pentru eliberarea lui. Între altele scria: aici, în fortăreață, este și un preot român din Transilvania cu numele Ioan care pătimește în robie de 24 de ani pentru credința ortodoxă. Acesta era nimeni altul decât preotul Ioan din Galeș, cel întemnițat în 1756, deci cu 24 de ani în urmă. Pentru mărturia lor ortodoxă și moartea lor martirică, sfinții preoți martiri Ioan din Gale și Moise Măcinic din Sibiel sunt cinstiți ca sfinți de către obștia credincioșilor de pretutindeni și mai cu seamă de cei din Transilvania, din mijlocul cărora s-au ridicat. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.